Centrul Flandra din Râmnicu-Vâlcea, reprezentat locul unde, în ultimele două zile, a avut loc instruirea operatorilor de calculatoare. Cei mai mulți dintre ei au mai participat și la alte alegeri naționale, motiv pentru care lucrurile au părut mai simple din punct de vedere teoretic. Instruirea s-a făcut sub coordonarea autorității electorale permanente și cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale. Astăzi vom desfășura instruirea, de data aceasta, a operatorilor desemnați în secțiile de votare. După cum știți, desemnarea s-a făcut electronic, cred că ați luat cunoștință de pe site-ul autorității, de modul cum s-a făcut această extragere. Trebuie să știți că de la alegerile anterioare până acum au mai avut loc modificări legislative, despre care dumneavoastră veți lua cunoștință în data de 1 noiembrie, alături de președinții și locuitorii acestora de secțiile de votare. Această instruire va avea loc în sala Consiliului Județean, în sala mare a Consiliului Județean. Ia, vă rog să notați, nu? Uitați! La ce oră? La ora 13. Da? Ora 13. De fiecare dată, la întâlnirile noastre, v-am rugat, v-am solicitat să fie multă seriozitate, să fie disciplină de comportamentul dumneavoastră în secțiile de votare și de felul cum răspundeți la solicitările noastre depinde în mare măsură bunul mers al activității din secțiile de votare. Interesul nostru și cea mai mare bucurie este atunci când lucrurile se termină foarte bine, da? Și dumneavoastră aveți o bucurie a lucrului bine făcut. De felul cum dumneavoastră activați, de felul cum vă achitați de sarcini, sau acestui mod al dumneavoastră de comportare, se dă un calificativ. De acum încolo se va ține cont și de calificativul pe care îl obțineți dumneavoastră la alegeri. Ca operator de calculator, în cadrul unei secții de votare, veți participa la o instruire organizată de Autoritatea Electorală Permanentă cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale, unde veți primi, pe bază de proces verbal, echipamentele și materialele necesare desfășurării activității în secția de votare. Tableta cu cartela SIM, suport pentru tabletă, o coală de culoare neagră, prelungitor, precum și un plic sigilat cu numele de utilizator și parola pentru accesarea aplicației informatice pentru verificarea dreptului de vot, ADV. Datele de autentificare în ADV sunt confidențiale, unice, personale și netransmisibile. Responsabilitatea datelor introduse în aplicație este doar a dumneavoastră. În zilele stabilite de Autoritatea Electorală Permanentă, veți participa la simulările naționale privind funcționarea sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, SIMPV. Materialele de instruire referitoare la tabletă, suport, conectivitate, model de proces verbal, ADV, se găsesc pe platforma de învățământ ILIAS, care poate fi accesată pe internet la adresa https://operatorisecție.roae.ro. Pentru accesarea materialelor, vă veți autentifica cu un cont creat de dumneavoastră în cadrul sesiunilor de evaluare și instruire. Pentru recuperarea datelor de autentificare, utilizator și parolă, puteți apela Centrul de Preluare a Apelurilor. Descriere SIMPV. SIMPV reprezintă sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal cu următoarele funcționalități.
facilitează verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru exercitarea dreptului de vot, semnalează tentativele de vot ilegale, facilitează exercitarea dreptului de vot. Spre deosebire de scrutinurile trecute, la apropiatele alegeri prezidențiale au intervenit câteva modificări legislative care au interesat și pe operatorii de calculatoare. Următoarele instruiri se vor face alături de președinții și locțiitorii secțiilor de votare. Activitatea operatorilor nu doar că va fi monitorizată de Serviciul de Telecomunicații Speciale, dar va fi și evaluată cu calificative.